Salutare, dragilor! Numele meu este Natalia și vă sunt foarte recunoscătoare că sunteți și astăzi aici pe canalul meu de YouTube. Sincer, o să fiu, n-am avut mare inspirație ce să filmez astăzi, dar numai ce mi-am terminat antrenamentul și așa m-am simțit plină de energie. Totodată m-am apucat ușor, ușor să scot hainele de toamnă, iarnă a fetelor. Chiar ieri am mers și am mai luat niște pantaloni pentru Amelia, pentru că Adeline crește, ea poartă majoritatea hainelor rămase de la Amelia. Și aici m-am apucat să rup etichetele de la hainele care le-am luat pentru Amelia, pentru că Amelia mai poartă niște haine pe care le primim de la cumnata mea, deci de la verișoara care e cu 2 ani mai mare decât Amelia, însă nu prea avem pantaloni. Și am mers ieri la magazin, am mers la Target și am luat niște pantaloni pentru vârsta de 3 ani și i-am mai luat și niște bluzițe pentru care și asta, care nu știu de ce, e așa un mov cu alb, era la partea la raftul băiețeilor. Dar mi-a plăcut culoarea și am luat-o Amelie, cred că sper că a fost o greșeală când le-au pus acolo. Am mai luat una așa frumușică. Le rup etichetele și vreau să le spăl. Asta cred că o să fie așa mai mult. Poate când avem ieșiri, mai mergem pe la bibliotecă sau la biserică. Azi dimineață am mers la biserică. Am început să facem un studiu biblic cu femeile din biserică. Și a fost foarte fain. În primul și în primul rând e minunat să începem din nou să ne adunăm joia dimineața împreună. Anul ăsta avem și fete noi în grupul nostru. E minunat să avem, nu știu, așa, posibilitatea și oportunitatea de a socializa și în același timp de a studia Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, e minunat pentru că oferă și ajutor cu copiii. Deci, în timpul cât mamele sunt la studiu biblic, avem posibilitatea să lăsăm copilașii acolo în grijă. Sunt niște voluntari care vin și ajută dimineața, joia dimineața, stau cu copiii. Ceea ce e superb. Sincer să fiu, îmi iubesc fetele de nu mai pot, dar așa câte o pauză de o oră și jumătate chiar prinde bine. Tare, tare mi-au plăcut pantalonașii ăștia. Așa, în altă ordine de idei, vreau să zic că dacă aveți posibilitatea odată la nu știu cât timp să lăsați copilașii în grija cuiva, faceți-o. Să nu vă fie frică, pentru că chiar face bine, așa, psihic, să luăm o pauză de la copilașii noștri. În același timp și ei au avut fan, de exemplu, le-am luat super obosiți de acolo. Bine că stăm aproape, că am reușit să venim foarte repede acasă, le-am hrănit și am mers la somn și uite, încă dor. Nu, dacă tot am rupt etichetele de la astea. Acum, întrebarea zilei. Ce mâncare mai facem? Nu știu, mie îmi pare anotimpul ăsta, acum așa, între vară și toamnă, un pic ciudat. Deja începe să mă tragă la mâncare din asta mai copioasă, mâncare din asta cu mai mulți carbohidrați și caldă.
în același timp încă mai sunt roșii și castraveți în grădină și parcă zic că mă, dacă nu mănânci acum salată, că nu o să mai mănânci la iarnă, când e frig. Așa că dacă aveți idei de ce mâncare mai faceți, scrieți-mi și mie niște idei. Că, da, uneori simt că am așa un blocaj în creierul meu și nu mai știu ce să fac. Însă astăzi am decis să fac spaghetti squash. Nu știu cum îi zice în română la dovleacul ăsta. E un dovleac pe care îl coc în cuptor timp de o oră cu un pic de ulei, sare și piper și când e copt, gata, numai dai cu furculița de pe el și deci conținutul ăsta dinăuntru se desprinde ca și spaghetile. E un o legumă, o vegetală foarte populară în ultimii ani, dar ce să zic, e bună, e bună. La aceste spaghete, în ghilimele, voi pregăti și un sos de roșii cu carne de curcan tocată. Asta va fi cina noastră. Dacă nu mai îmi vine și alte idei, filmez procesul ca să fără ceva o idee de cină foarte bună, sănătoasă și o variantă pentru zilele când vreți să renunțați la pastele obișnuite, pastele din făină și totuși să savurați o cină cu spaghetti. Un lucru foarte important de menționat e că acest dovleac nu se taie pe mijloc, se taie pe lungime și trebuie să fiți foarte atenți pentru că coaja e un pic tare și un pic de neatenție și cuțitul poate alunica în deget. This is a yellow one, Mommy. No, this is a yellow squash. Yeah, this is a yellow squash, Dada. It's for Dada and for Mama. Yeah, Dada and for Mama. For Amelia and for Edwin. Yes. Mommy, I like it, this squash. Mm-hmm. I like it. Așa. Deci așa arată înăuntru la acest moment. Voi curăța cu lingura semințele și partea asta, Mama, oops, de miez, apoi voi pune ulei, sare, piper și o dau la cuptor.
Ștefiță cu acea dovleacu. Am adus la fete niște jucării din ascunzătoare, pentru că așa obișnuiesc să fac rotația jucăriilor și nu s-a jucat vreo două luni cu chestia asta și e atât de entuziasmată, deja de 10 minute stă aici, tot apasă butoanele și cântă acolo Amelia. Amelia e în faza când îi plac foarte mult puzzle-urile, așa că astea sunt a noastre. Am aici câteva și mai am o grămadă, dar tot așa le aduc pe rând. O perioadă bună au fost puse într-o cutie acolo la subsol, pentru că nu era interesată, dar pentru că astea de la bibliotecă care le-am luat, numai două, deja am învățat pe de rost cum să le facă, sunt destul de simple. Am zis că hai să scoatem și puzzle-urile care le avem noi. Așa că, uite așa, vreo câteva minute, o jumătate de oră, stau aici ocupate și îmi fac și eu treaba. Și ele sunt fericite. Ești fericită? Ia! Yeah. Am închis jaluzelele pentru că după masă aici soarele e puternic și deja era prea cald. Dacă vă întrebați de ce stau scaunele acolo pe bancă, pentru că micuța asta a început să se cațăre pe scaune și nu sunt tocmai cele mai bune scaune și le-am pus acolo ca să nu cadă. Acum eu mă pun să pregătesc sosul de roșii cu carnea de curcan. Dar, bineînțeles, mai întâi de toate le ajut pe fete.
Mie îmi place să mai adaug încă un pic de unt. Pentru că îi dă un gust așa și mai fain. Voi mai pune niște sare pentru că dovleacul e dulce. Așa că sarea care am pus-o inițial nu-i destul. Mai pun un pic de sare, bineînțeles și sosul are sare, așa că ajustez gustul și în momentul când îl pui în farfurie. Voi servi spaghetele într-un bol, pentru că dovleacul e proaspăt, a ieșit foarte cremos, foarte gustos, deci e minunat. Apoi punem sosul și, bineînțeles, putem adăuga și un pic de cașcaval. Parmezanul este perfect. Parmezanul este cașcavalul potrivit la această mâncare și voilà! Asta este o rețetă perfectă pentru o cină de toamnă. Dacă încercați voi dovleacul ăsta de spaghete, scrieți în comentarii dacă v-a plăcut, dacă familia voastră a fost încântată sau... Astăzi e sâmbătă deja și mă uitam acum că nu am încheiere la acest vlog. Și m-am gândit să vă povestesc, poate filmez ce fac astăzi. Nu fac multe, dar fac un lucru foarte important. Astăzi, în sfârșit, merg la salon să-mi fac ceva la păr. Acum mă uitam cât de mult păr cărunt am. Vai! Ce ai venit? Vai, ce murdare ești! Da! Nu pune mâna pe telefon! Nici nu vreau să vă arăt cât e de murdare. Ah, doamne, sipă-mi păr! A scos afară și se joacă în nisip, nisipul ui și stați așa de murdare. Imediat le duc în casă și le spăl groaznic. Ele-s fericite. Asta contează. Deci astăzi merg la salon, merg să-mi fac ceva la păr. În primul rând pentru că cred că de 2 ani nu am mai fost, nu mi-am făcut nimic la păr. Mi-a crescut foarte mult, e foarte lung, vreau să-l tai. Mai mult vreau să-l tai din motivul că după a doua sarcină am, nu știu, făcut o dermatită seborreică foarte nasoală cu care mă lupt și pentru că trebuie să-mi spăl părul foarte des. Cu părul așa lung îmi vine greu tot. Îmi vine greu la uscat, la peptănat, așa că am decis că îl tai. Nu știu exact cum o să fie, încă nu am o idee, dar la sigur ajung la salon și decid ce fac. Așa că, da, mai filmez astăzi un pic și închei acest vlog. A mers totul bine și frumos până la intrarea în Chicago. Deci un trafic, aici e zona aeroportului, so. De obicei aici un pic mai mult trafic, dar nu mă așteptam că sâmbătă dimineața la ora 11 e deja atâta trafic. Unde merge lumea asta? Că doar nu se duc toți să-și facă părul la salonul meu. Ai, sper că reușesc să ajung în timp. Ieșirea mea de pe autostradă nu ar fi chiar departe de aici, dar oricum mai am de mers un pic, așa că na, partea aia e liberă și aici la mine e bumper to bumper, cum se zice. Ok.
Mai nu vrea să cred cât de ușor e capul meu. Imediat ajung acasă. Am un pic de emoții. Oare cum va reacționa baby? Mă va recunoaște? Va ști că sunt mama ei? Sper să nu plângă. Nu vreau să fac să plângă. Wow, mama sexy, boo! Yeah! Cheek, baby! Mommy, go in the bathroom! Look at mama, so pretty! Hi! Wow! Mama, in the bathroom! You like mama? Da! Vila mama! Wow! Vila mama! I was like, nope! Am încheiat seara cu o cină la un restaurant. Am spălat acum fetele, am făcut paia la fete. Și da, a fost o zi faină. În sfârșit mi-am făcut și eu ceva la păr. Adam a stat cu fetele aproape toată ziua. A avut grijă de ele foarte fain, au avut fun, ceea ce e foarte important. Și uite așa, am avut cu toți o zi faină. Închei acest vlog aici și ne vedem săptămâna viitoare. Bye bye.